Urmează să dezbatem subiectul cel mai aprins al acestei perioade. Și care poate fi cel mai interesant și înflăcărat subiect al momentului, dacă nu Eurovision. Pentru că în Republica Moldova încă se desfășoară perioada de înscriere. Doritorii pot să depună dosarul pentru preselecția națională, dar în România lucrurile se mișcă ceva mai repede. S-au înscris 46 de interpreți în România, 46 de doritori să câștige preselecția națională a Eurovisionului de peste Prut, iar printre ei se numără și o interpretă de la noi, de-a noastră, este vorba despre tânăra interpretă Petra, Petronela Donciu, dar numele de scenă este Petra și noi așa o cunoaștem de ceva vreme. Intrăm în legătură directă cu ea. Petra, bună seara! Salut! Bună seara! Ce veselă și fericită ești și luminoasă! Mă bucur să te... Bravo! Mă bucur să te revăd așa. Petra, felicitări pentru faptul că te-ai înscris în această cursă și dacă am înțeles bine, ai trecut în următoarea etapă deja, pentru că regulile în România anul acesta sunt ceva mai complexe. Explică-ne tu mai multe. La ce etapă ești acum și ce urmează pentru tine? Deci acum am trecut în etapa următoare, a fost o selecție. Am fost, cred, 40 și ceva de concurenți și acum am fost selectat în etapa următoare. O să interpretăm, o să fie filmările de pe 19 până pe 21 ianuarie, ce coincidență, chiar de ziua mea, sper să nu am filmările de ziua mea, să apuc și eu să sărbătoresc. Și după asta se selectează câștigătorul, cine o să urmeze, prin votul juriului și prin votul telespectatorilor. Deci așteptăm cu mare nerăbdare. Spune-ne, de ce ai hotărât să te înscrii la Eurovision în România și dacă acest lucru te face să ai emoții în plus, pentru că până la urmă e vorba despre altă țară, nu e țara ta natală. Așa este, mă gândeam că o să primesc întrebarea asta și cred că o să o mai primesc de multe ori. M-am gândit să particip, da, am emoții foarte mari acum, mai mari decât aș fi avut în Republica Moldova, din câte știam, am participat anul trecut și am nimerit în top 10 în Republica Moldova, iar acum particip în România pentru că mi este mult mai ușor aici. Vin cu o echipă mare de oameni, vin cu bandul, o să particip cu bandul pe scenă, asta fiind și conceptul nostru. Și este mult mai ușor să aducem trupa, să aducem oamenii, setup-ul. De asta practic am ales să particip aici. Petra, zi-mi, spune-ne și despre piesa cu care te-ai înscris. Piesa care până la urmă e cea mai importantă. Da, o să particip cu piesa numită Irreligios. Este o piesă la care am scris textul și muzica și m-a ajutat și managerul și producătorul meu, Gabriel Cuban. Da, și ce pot să zic? Sunt entuziasmată pentru că particip cu o piesă la care am participat, pe care am creat-o și mă aștept să am rezultate bune și să o performez cât mai bine. Dar cu siguranță ai primit deja primele reacții, primul feedback din partea publicului. Da. Care este acesta? Cum este acesta? În general am primit reacții pozitive. Cred că o să fie mai multe. Acum, na, sunt și mulți concurenți și, să zicem, nu am avut număr mare de reacții, pe parcurs se va mai aduna. În general, oamenii au dat un feedback foarte bun, așa, pozitiv. Și, sper să fie, să rămână așa în continuare. Petra, eu am aruncat o privire peste lista celor înscriși la prima etapă și e vorba, găsim acolo și câteva nume mai cunoscute, l-am văzut pe Dan Helciug, am văzut-o pe Dora Gaitanovici, pe Cezar Oatu, care e un obișnuit, ca să zic așa, al concursului Eurovision, pe Minodora am văzut-o acolo. Deci cumva avem o listă în care se regăsesc și nume noi și nume mai cu putere. Da. Pe tine acest lucru te încurajează, poate te intimidează un pic. Cum e? Da, știu, într-adevăr, sunt și nume noi și nume vechi. Însă eu mă simt foarte, foarte în forță. Da? Mă simt... Merg așa, pășesc cu încredere, cu mult curaj pe scenă și nu mă intimidează absolut nimic acum. Deci mă simt foarte bine. Pentru mine este mai important
mereu îmi spun asta, să mă întreb pe mine, să devin eu cea mai bună versiunea mea. Și da, mă focusez pe mine, pe prestația mea. Deci asta e cea mai importantă, e prioritate pentru mine acum. Te-ai gândit deja la prestația scenică, la show, la costum, la coreografie, nu știu, la ce o să se întâmple la etapele următoare? Da, nu am reușit să... De fapt, eu am multe idei. Noi acum suntem încă în perioada în care discutăm cu toată echipa cum să organizăm show-ul și așa, însă... Deci nu pot să-ți dau acum foarte multe detalii. Însă am o idee, vreau să facem din asta un show, vreau să fie feric, vreau cel puțin să avem neapărat bandul nostru în spate, pentru că merg la fiecare emisiune cu el, cu toți băieții noștri, trupa. Pe lângă asta, evident, știi că acum este regula asta, nu știu, și pandemia și așa, nu am voie să fie mai mult de 5-6 persoane, din câte mi-am pe scenă. Deci e un număr limitat. Așa că va trebui să organizăm show-ul cumva din persoanele care sunt acolo. Poate ceva chestii vizuale și o să fiu eu cu tot cu dreadurile, cu părul. Da, pot să-ți spun așa, pe scurt câteva, dar cred că o să vedem mai multe când o să apară propriul... Deci, o să apară propriul zi, da. Totul la momentul potrivit. Petra, exact. Succes, mult succes! Te urmărim cu interes de aici, din Republica Moldova, te așteptăm și la Chișinău, dar, cum să zic, te așteptăm, dar nu prea te așteptăm, în sensul în care îți doresc mult succes și să te bucuri de această experiență a Eurovisionului acolo în România și ne mai auzim, cu siguranță! Ne auzim, mulțumesc mult pentru invitație, sper să ajung să reprezint România cu succes, îmi doresc foarte mult și, da, mă bucur că te-am reauzit. Și ne vedem cu alte succese. Mersi tare, tare mult. Doamne ajută! Eurovision continuă așadar. Vă reamintesc că până spre sfârșitul, de fapt, lunii ianuarie, doritorii se pot înscrie la etapa națională a Eurovisionului.